istituti nostri, se presente un rappresentante, c'è un rappresentante al Sesi Germane, al Sesi. După cum se știe, și delegația germană, care a fost prezentă la Congresul General al Bucovinei, aș dori să vă vorbesc în continuare despre cel care a fost șeful delegației germane, și anume Alois Le Bouton. Câteva date biografice. Familia Le Bouton își are originile în acestei familii, ajunge în Galiția, apoi în Bucovina. Alois Le Bouton se naște la 27 aprilie 1881 la Rădăuți, fiind al treilea copil al inspectorului vamal și financiar Alois Le Bouton, și cu același nume, și al lui Valerii von Olexevici. După terminarea claselor primare, se înscrie la gimnaziul din Cernăuți, iar după absolvirea acestuia la Universitatea din Cernăuți. Studiază filozofie, logică, psihologie, pedagogie, filologie clasică, istorie antică, limbă și literatură germană. În perioada studenției devine membru al Societății Studențești Academice Arminia. În anul 1904 promovează examenul de titularizare și își începe cariera de profesor de latină și greacă la gimnaziul de stat numărul 1 din Cernăuți. În 1907 obține titlul de doctor în filozofie al Universității din Cernăuți cu o teză în limba latină, coordonată de profesorul Matthias Friedwagner. De asemenea, în 1907 este acreditat de către Comisia de Examinare din Lemberg pentru a preda stenografie germană. În anul 1907, primind o bursă din partea Ministerului Învățământului din Viena, Le Bouton întreprinde o excursie de studii în Italia, Grecia și Asia Mică, dând curs pasiunii sale pentru arheologie. În anul școlar 1912-1913 se acordă un concediu pentru a putea continua cercetările în acest domeniu, sub coordonarea profesorului Franz Winter de la Universitatea din Strasburg, cunoscut arheolog și specialist în artă greacă și romană. Rezultatul cercetărilor va fi un amplu studiu științific publicat în două numere ale revistei gimnaziilor austriece și intitulat Poezie și arte plastice în epoca lui Augustus. Pe lângă activitatea profesională, Alois Le Bouton s-a implicat activ în viața comunității germanilor din Bucovina. Iar am convins de faptul că aceasta poate să-și păstreze identitatea doar prin dezvoltarea sistemului de învățământ și având o bază economică solidă.